Credincioșii parohiei Sălăjeni au îmbrăcat duminica aceasta haine de sărbătoare. În această zi, biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost resfințită de preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, care a săvârșit și sfânta liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Astăzi, în duminica tuturor sfinților, îi prezuim pe aceia care au realizat prin viața lor sfințenia, ei fiind practic roadele pogorârii Sfântului Duh. În această zi frumoasă suntem în biserica din Sălăjeni, unde au avut loc ample lucrări atât la locașul de cult cât și în preajma bisericii și suntem aici pentru a-l felicita pe părintele, pe credincioși și pentru a săvârși sfințirea bisericii, după care sfânta și dumnezeiasca liturghie. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere persoanelor care s-au evidențiat în mod special pe parcursul lucrărilor realizate la lăcașul de cult. A fost o zi de mare emoție sfântă și recunoștință în același timp, recunoștință pe care o aducem preasfintei trăimi și sfinților lui Dumnezeu, alături de care am fost astăzi în Sfânta Rugăciune. Aducem recunoștință preasfințitului părinte Petroniu pentru bucuria și mângâierea pe care a dus-o într-o această zi în sufletele noastre. Cu ocazia acestui eveniment important, vreau să-i mulțumesc părintelui paroh Josu Florin pentru toată perioada de când păstorește în satul nostru și pentru vrednicia de care a dat dovadă la lucrările acestei biserici. Ce cinste mai mare decât a avea o biserică atât de frumoasă, într-un loc atât de frumos, pe un deal frumos. Ce cinste mai mare este de a avea unde ne ruga lui Dumnezeu. Mulțumim din suflet concetățenilor mei pentru contribuția adusă la înfrumusețarea acestui sfânt locaș. Sperăm ca bunul Dumnezeu să se milostivească asupra noastră și să ne dea multă sănătate. Mă bucur alături de locuitorii din comunitatea noastră pentru evenimentul care are loc azi. Mulțumim preotului paroh care a fost de la început alături de noi și este și în prezent pentru lucrările realizate la biserica noastră și îi doresc ca și în continuare să fie tot alături de noi pentru a realiza mult mai multe. Situată la 20 de kilometri de municipiul Zalău, localitatea Sălăjeni a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1430.